nu știu dacă va fi vreodată. Da, mama mea săraca a tânjit grozav și s-a exprimat că poate eu am să pot să merg acasă la Ismail fără pașaport, fără zahrănișnii, cum sunt ăștia așa. Znet zahrănișnii, nizia zahrănișnii. Dar uite că nici eu n-am. A fost pe front în al doilea război mondial, a stat 10 ani la ruși, în lagăr. Bunicul meu a fost în primul război mondial, a luptat pentru țară. Au năvălit rușii, s-a îmbolnăvit de tifos, a fost dus la spital. Noi nu mai eram acolo, eram aici de acum. Și un frate de-a lui mama a mers cu papornița cu lemne, că era frig în salonul respectiv, să-i facă focul puțin. Iar rusul nizea, zgelă-i, măi, facem noi focul. Și n-a făcut niciun foc. Și bietul bătrân s-a spus că a înghețat cu o pătură într-un salon în plină iarnă. Mergeam în beciuri când începea bombardamentul. Erau copii mici care plângeau. Doamne, și o biată mamă a scăpat așa un cuvânt că prima bombă în capul lui Stalin. Atât a fost. Când s-a terminat alarma, fiecare ieșea spre casă să meargă acasă. Pe ea însă n-a mai lăsat-o. Și a fost găsită în casa NKVD-ului, îngropată, picioarele în sus. Mare lașitate, indiferență, bem, mâncăm, dansăm și asta consider că e ceva pentru unire, pentru... Sunt manifestări, dar sunt și fățărnicii multe. Rar cine e sincer așa cu tot, dar puțin, cu o floare, primăvară nu se face.